Dan Mucenic, directorul Bibliotecii Județene, a anunțat astăzi organizarea unui salon de toamnă care va avea loc vineri 25 septembrie de la ora 12 la sediul Bibliotecii din Șoseaua București. Evenimentul va prilejui lansarea a 4 volume, între care și unul ce cuprinde 2 cărți ale lui Nicolae Crevedia. Organizăm un salon de toamnă al cărții, prilej cu care vom lansa mai multe volume, unele dintre ele aparținând unui clasic al literaturii, din fericire giurgiuvean. Este vorba de Nicolae Crevedia, un volum care adună primele 2 cărți ale acestui important și pe nedrept uitat autor, volumul său de epigrame, unde este unul dintre maeștrii genului, de la Cincinat Pavelescu încoace, probabil cel mai strălucit reprezentant al genului, și alături de acest volum de epigrame apărut în 1930, volumul său de debut, volumul care a urmat. A doua carte a lui Nicolae Crevedia, la care s-a referit Dan Mucenic, este Bacalaureatul lui Puiu, o raritate, după cum spunea directorul Bibliotecii Giurgiuvene. Tot vineri vor fi lansate romanul Parfumul Florilor de Crin, de Tudor Rădan, volumul de poezie Poeme din lumea Îngerului Risipitor, al lui Ionel Muscalu, și volumul Prin fumul petardelor, aparținând scriitorului Dan Claudiu Tănăsescu.